Bun, salutare și bine v-am regăsit la un episod din Hearthstone Open Packs, ok. Un episod, încă 10 pachete de The Grand Tournament și încă un bonus de 4 pachete clasice. Bun, hai să începem cu cele normale. Ok. Ok, era bun epicul ăla că era pe Golden. Ok. Două pachete. Eu zic că din 14 pachete poate avea noroc măcar la o legendară. Mai ales la The Grand Tournament. Acolo sunt mai multe șanse să spice, pentru că sunt doar 132 sau mai multe cartonașe de alea noi. Așa că da. Bun. No, bun. Ok, pe ăsta nu-l aveam. Și nici pe ăsta, parcă. Dar e bine că l-am pe Golden. Încă unul de ăla. Da, până acum văd că am primit multe cărți pe care nu le aveam. Ok. Trei pachete, 15 cartonașe. Da, nu cred că o să mai primesc o legendară. O, șansele sunt destul de mici. Da, mă rog. Bun, deci în episodul ăsta am primit multe epice. Ok. Și fac pare că acum am spus destul dust cât să-mi craftez o legendară. Evident. Hai să vedem. Crafting. Dar hai că am primit ceva. Mai să vedem ce am nou. Ok. Dar așa m-am decât una și cred că mai aveam una. Asta cred că e destul de bun. Adică n-ar fi bun într-un pirate deck. Oh, am primit una de asta, perfect. Bine, oricum nu prea joc eu cu șamanul. Una dust ar putea fi destul de bună. Ok, și aici... Da. Am și dacă nu aveam unul de ăsta. Puteam să jur că aveam deja. No, bun. Ia, vreau să mai văd ceva. De curiozitate. Legendary. Câte legendare am? Să mă scot de pe crafting. Deci, una pentru Hunter, una pentru Rogue, una pentru Shaman, Warrior. Și aici, 4, 8, 10, am vreo 14 legendare. Da, bun. Păi bine, atunci, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!